Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio un nume al muzicii românești contemporane, compozitorul Teodor Grigoriu. Ex abrupto, domnule Teodor Grigoriu, știu că ați fost ceea ce se cheamă un copil minune. Și mi-am decupat dintr-o carte a dumneavoastră un citat din Nietzsche: tot ce este drept, minte, adevărul tot e curb, timpul însuși este un cerc. Timpul este un cerc. Și vreau să vă întreb: dacă timpul este un cerc, ce devine un copil minune la 75 de ani? Copilul minune își încheie destul de repede cariera. Există chiar o glumă foarte nosimă, zice: minunea a zburat și a rămas copilul. Foarte mulți copii minune Se pierd. capotează. Cum e să fii copil minune? Această modă cu copii minune, A început de la Mozart. evident, sigur, fără îndoială. Știți și alți Însă în copii minune? România Înainte de Mozart, mai știți alți copii minune? au fost mulți copii minune, nu Istoria puteam. muzicii E e plină de plină copii de copii minune, minune, e domnule plină de copii, Grigoriu. da, sigur că da. Însă la noi trebuie să ne imaginăm, deci, orașul Galați, unde m-am născut, și trebuie să ne imaginăm că, având 3 ani sau 3 ani jumate, o vioară de ciucărie s-a transformat într-o vioară reală. Adică. Adică, probabil că m-am jucat cu ea și la un moment dat mi-am zis: dar ce se face cu această vioară? Trebuie să poate scoate niște sunete. Și din jucărie ea, probabil că a primit niște corzi și pe urmă am început să mă joc cu ea și lumea din jur a zis că am aptitudini pentru Lumea acest din jur instrument. fiind. Ei, părinți, rude care veneau, mă vedeau, mă ascultau, așa. Era o Cei casă mai bun. modestă de oameni foarte modești și Cât de modești? modești spre săraci. De ce vă spun asta? Pentru că acești copii minune erau un fel de speranță pentru aceste familii sărace. Tata cu ce se ocupa? Din ce Tatăl meu era trăiați? un pictor, ca să zic așa, destul de modest. Mai târziu a ajuns la București și a devenit gravor și litograf la imprimeriile statului. Deci, copiii minune reprezentau un fel de speranță. O speranță pentru familiile Materială, sărace sigur că că o da. să iasă la O să liman. iasă la liman, moda venea din America, de fapt. Adică, poate vă aduceți aminte de Shirley Temple, de Ehudi Menuhin, a fost un copil minune la vioară. Tot așa de familii sărace, bine, Ehudi Menuhin era un emigrant venit din Rusia, etc., etc. Ehudi Menuhin, devenind la 10-12 ani un concertist, cânta cu Filarmonica din Paris, începuse să aibă contracte peste tot, deci a început să câștige bani foarte mulți În și epoca în care erați dumneavoastră copil? Cred că, nu, asta era puțin înainte, cred, dar moda ajunsese la noi, cum ajung toate modele, puțin cu întârziere. Când aveam 5 ani, am pornit spre București, ne-am mutat la București. Până la 5 ani am avut un profesor de vioară și, probabil, și acel profesor care m-a îndrumat a recomandat părinților mei să plece spre București. Eu, reprezentând, probabil, ceva, Speranța, o marea speranță a marea familiei. speranță, așa, Era București. singurul copil al familiei? În momentul respectiv, da. Însă, mai târziu, am mai avut 2 frați. Fratele, imediat după mine, e designer, iar ultimul, că mama a făcut acești copii la un interval de 9 ani. Din 9-9 ani, deci o diferență mare între noi, ca frați. Cel mic este arhitect la Boston, în America. Și socotit unul dintre cei mai buni arhitecți de acolo. Dar talentul muzical? Talentul muzical este din familie. De la cine? Probabil că de la bunica. Un auz muzical cu totul ieșit din comun. Auz muzical și o inclinație muzicală. Cam toată familia. Nu uitați că sunt văr cu Trio Grigoriu. Ah, sunteți văr cu Cu Trio Trio Grigoriu. Grigoriu, da. Cu cei trei care, din păcate, Așa? s-au prăpădit toți trei, nu? Angel, ultimul, s-a prăbădit acum un an. Ei, talentul muzical este evident în Cât familia de mea. văr erați, ca să zic așa, cu Trio Tații Grigoriu? frați, tatăl meu cu tatăl lor, frate. Și Dar acum, dacă ar fi să le propuneți telespectatorilor, așa, un episod de scenariu despre
Trio Grigoriu, ce le-ați spune? Aș spune că au fost un fenomen. Muzicalitate extraordinară și pe unde mă duc, toată lumea îi cunoaște, adică toată România îi cunoaște. Nu e, nu e o bine, joacă, ei au făcut toată, muzică acest... ușoară, pe când dumneavoastră, domnule Grigoriu, bine, dumneavoastră ați făcut muzică grea. Muzică grea. E cu totul altceva. Poate totul... de aceea nici nu sunteți cunoscut, cu toate că telespectatorii nu știu câte filme, câte zeci de filme românești au văzut, da, la care muzica e semnată de dumneavoastră, da. Dar fi numai Erupția, Pădurea Spânzuraților, Valurile Dunării, da, cele trei filme ale lui Ciulei unde a semnat muzica. Da. Și aș vrea ca începând de astăzi telespectatorii, când o să vadă filmele astea la televizor și o să vă citească numele pe generic, să vă asocieze figura. Mă tem că e puțin târziu, dar niciodată speranța nu e prea rămâne. Speranța e veșnică. Să ne întoarcem la... Da. Trio Grigoriu. Eram cam din aceeași generație cu Gigi, cu George Grigoriu. Angel era puțin mai mare decât noi, iar Cezar mai mic. Cel mai cunoscut dintre cei trei după dumneavoastră? E bine, evident, George, care a fost și compozitor, nu? Și care are lucrări importante în muzica ușoară. De pildă, după dumneavoastră, cea mai izbutită lucrare a lui George, care a fost? Să nu uităm operetele lui, Valurile Dunării, Se mărită fetele, Leonard... lucruri care, cum să spun, au avut o epocă foarte glorioasă. Și dintre glorioasă. Piesele de muzică ușoară? Șlagăre mari care au plăcut, care au fost iubite. Foarte multe nu mi le aduc aminte. De pildă, un șlagăr, nu vă aduceți aminte? Broscuțauac! Cum era Broscuțauac? De exemplu, când lumea mă confunda cu el... Nu, mă confunda lumea? Mă confunda de multe ori cu și el. Și atunci așa, vă simțeați ușor? Nu zice dumneavoastră care a scris Broscuțauac? Nu zice eu, nu, eu scriu muzică simfonică. Simfonică. Dintr-o dată, lucrurile cădeau așa într-o fază mai gri. Sunteți primul compozitor invitat în studioul profesioniștilor. Și aș vrea aș vrea ca marele public să înțeleagă acum, după discuția noastră, ce înseamnă meseria asta, ce înseamnă să fii compozitor. Compozitor înseamnă să fii un om care porți o cruce foarte grea și care trebuie să ai rezistența morală să poți să duci această cruce. Trebuie să ai tăria să reziști. Ce mi-ați spus, i s-ar potrivi și unui poet. Scafandru, și unui chirurg, alte meserii. Da. Domnule Teodor Grigoriu, atunci când un compozitor serios, da, cum sunteți dumneavoastră, da, cu o excelentă cotă în breaslă, da, pentru că am văzut că în breaslă, acolo unde funcționează niște ierarhii nescrise, dumneavoastră sunteți un om care are o poziție cucerită. Însă se mai întâmplă să fii uitat, aruncat la coș puțin, iar ridicat în slăvi, iar... Da? Da? Aveți zile în care vă simțiți aruncat la coș? E o chestiune subiectivă, da, asta. Sunt și zile din astea. Pentru că judecarea confraților e cea mai dură. Tocmai de asta m-a surprins presa extraordinar de favorabilă pe care o aveți în breaslă. Da. Colegii sunt cei mai duri. Cei mai duri. Și, de exemplu, când mi s-a dat Marele Premiu, am luat Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor pentru opera Omnia, acum 2 sau 3 ani. Cum să spun? Au fost și voci care s-au pus. Nu? Aveți au fost 12-15 voturi, din care 2 sunt negative. Și ați fi vrut unanimitate? Nu, unanimitate, nu, sigur. Noi nu putem să atingem unanimitatea. Cred că nici nu e bine. Cine a atins-o a sfârșit prost. Da. Istorie, pentru că aici este o chestie de temperamente. Fiecare compozitor e specializat pe personalitatea lui. Ori, ați spus temperamente. Dumneavoastră ce temperament aveți? Eu m-am autocaracterizat. Un liric puțin cam elegiac. Și văd că a fost repede preluată această caracterizare. Da, zice, este un liric puțin elegiac. Le-ați servit criticilor... Da, un liric puțin elegiac. Întrebarea era dumneavoastră, care aveți o asemenea presă, da, un compozitor serios, un compozitor cu operă și un compozitor a cărui operă înseamnă în mică măsură muzica de film, pentru că dumneavoastră supraviețuiți prin alte compoziții decât prin acelea de muzică de film. Da. Ce simțea un asemenea compozitor când era întrebat dacă a scris Broscuțauac? Prevedeam reacția, pentru că spuneam, nu știți, eu sunt... compozitor de muzică de cameră și simfonică, la care interlocutorii, asta s-a întâmplat mai mult în tren,
În tren. În tren, discuțiile din tren. Din tren, așa, da. Și interlocutorii dintr-o dată, deci, nu mai prezentați niciun interes. Nu mai niciun fel de interes în momentul ăla. Da. Dar rămăsesem la vârsta de 5 ani, când ați venit la București. Da. Și mai târziu, la 7 ani, am intrat la conservator. La 7 ani? Exista o clasă de copii supradotați. Am intrat la clasa doamnei Lupu, celebră profesoară. Ați intrat la clasa de vioară? Da, clasa de vioară. Ea o conducea, dar ea mai superviza, pentru că ea se ocupa de oameni mai în vârstă, adică de studenți chiar. Vă mai amintiți de colegi de la clasa asta? Sigur, foarte mulți colegi care au ajuns, au făcut carieră. De pildă? Păi, Radu Zvorișteanu, care a fost concertmaestru la Orchestra Radio, și alții și alții, unii au cerit, alții au plecat. Când e vorba de instrumentiști, vioară sau pian sau... De multe ori după pubertate apar cu totul alte lucruri, alte realități în care trebuie să ai o forță mare să străbați această vârstă a pubertății și să ajungi spre maturitate cu într-adevăr cărgătura asta pe care să forță, zicem că ți-a dat, care ți-a dat-o, să zicem, natura.